One. Yes, I found. Bună seara, dragi iubitori ai fotbalului, Steaua Stuttgart! Este o seară mare, cea mai seară mare pentru iubitorii fotbalului românesc! Steaua se va califica în această seară în primăvara europeană! Ești sigur, colega? Absolut! Campionatul e luat, ne mai rămâne doar acest trofeu minuscul Europa League! Un trofeu iminent pe care vrem, nu vrem, îl vom lua! Cum zici tu? Frățică Dobre și Guster Gomozină vor fi alături de voi la evenimentul anului așadar! 200.000 de fani au venit pe Maracana, Național Arena. Da, tot una. Cel mai stadion șmecher din Europa. Multe vedete au fost invitate la sărbătoarea stelei. Michel Platini, Sepp Blatter, dar și mondenități ca Lewis Hamilton și gagica lui Nicole Scherzinger, care sunt amândoi fani Steaua. Normal, toată lumea este fan Steaua. George Michael, Seal, dar și coreanul Psy, care va sărbători la final alături de steliști printr-un dans cum numai el știe. Dar de spre asta mai târziu. Începe meciul, hai băieți! Hop, ce se întâmplă? 1-0 pentru nemți. A, trebuie să fie o greșeală. Propun să mai începem o dată, că n-am fost pe fază. Nu cred că este posibil, dar... O da, uite, se rea de la centru, vezi? Hop! 2-0 pentru nemți. Ha, 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 precis este o farsă a arbitrului. Nu cred, un atac al nemților. 3-0. A, știu. Cred că este o coreografie pusă la cale de Gigi. Numai un geniu ca el poate pune la cale așa un plan nebunesc. Dar ce geniu, frățică Dobre, pentru că este 4-0. A, precis, e un antrenament. Cred că, de fapt, meciul nici n-a început. Ba da, cred că a început și iată este pauză. Incredibil, cred că vi. Atunci poate te va trezi acest fluier de arbitru pentru că începe repriza a doua. A, ok, va fi o formalitate să dăm 4 goluri în repriza asta. Poate, dar vom avea nevoie de 5 pentru că este 5-0. No, nu, de ce că nu cred? Adevărul e că Steaua nu joacă nimic. Ba da, joacă, uite, gol, 5-1. Hai băieți, acum începe meciul, acum începe revenirea. Dar nu mai e timp. Ba da, este destul. Vine și fluierul final. Nu pot să cred, ce se întâmplă? Cea mai iubită echipă românească să piardă cu Stuttgart. Acești nei ca nimeni. Din păcate este adevărat. Se pare că Black Friday a început de joi seara la români, pentru că Steaua oferă reduceri de personal. Mimi Stoica poate să-și caute un post de retailer de jucători, iar linia de fund a stelei își poate căuta de lucru în agricultură, pentru că văd că se pricep la arat. Iată și câteva reacții după meci. Designerul Cătălin Botezatu va oferi de Crăciun întregii echipe a stelei plănuri de cincila din colecția Cincila 1. Victor Ponta transmite: sunt dezamăgit, jos Băsescu. Mesaj de la Arpad Pascani. Leonardo Roftei scrie pe blog: Steaua, acest Lucian Pute al fotbalului românesc. Și se pare că totuși primăvara europeană va veni pentru Steaua. Steliștii vor avea la dispoziție toată primăvara să facă shopping în Europa, pentru că nu prea au planificate meciuri. Și o știre de ultimă oră: Ciprian Tătărușanu a primit un post de dansator în trupa celebrului corean Psy. Și iată acum momentul surpriză: coreanul Psy va cânta pe Național Arena o nouă capodoperă, noul imn al stelei. Open Porta Style.